24 iunie a fost o zi specială pentru toți iubitorii de tradiție și cultură. În sala mehedințeană a Palatului Culturii, Ziua Internațională a ei și Sărbătoarea Sânzienelor a fost celebrată cu o acțiune frumoasă, cu expoziții inedite de artă populară și muzică. Spune-mi despre acest eveniment, cum te-ai pregătit? O să cânt muzică populară și sunt sigură că o să ne distrăm de minune. Suntem în sala mehedințeană a Palatului Culturii Teodor Costescu și sărbătorim Ziua Internațională a ei. Cum altfel, dacă nu cu bucurie. Avem invitați de marcă, pe doamna Nina Predescu, care este în centrul expozițiilor pe care noi le prezentăm, unde dânsa etalează o serie de costume care pot face parte chiar din patrimoniul național. Ca primă expoziție. O altă expoziție concomitent cu aceasta care se desfășoară în aceste clipe este a doamnei Iulia Martinescu. Dânsa face costumele, deci dânsa le creează. Este creație artistică populară. Deci dacă doamna Nina Predescu ne arată artă populară tradițională, doamna Iulia Martinescu vine cu niște costume minunate, creație artistică. Toți invitații și colaboratorii au purtat ia populară românească. În primul rând, suntem onorați să primim la Palatul Culturii de fiecare dată pe toți iubitorii de artă și frumos astăzi. Noi am punctat o acțiune foarte frumoasă, având deschisă sala mehedințeană prin niște expoziții de mare clasă. O avem alături de noi pe doamna Nina Predescu, marele interpret de muzică populară din zona de nord a Mehedințului. O avem de asemenea și pe doamna Iulia Martinescu. Doamna Nina Predescu își lansează de altfel astăzi, de ziua ei, o nouă colecție de costume populare, o colecție inedită. Suntem bucuroși că, de altfel, cetățenii și toți colaboratorii noștri astăzi au îmbrăcat ia noastră populară tradițională. Spectacolele culturale au o semnificație enormă, iar această acțiune a dus multă bucurie în sufletul celor prezenți. În această zi de sărbătoare creștinească a poporului român, sărbătorim zienele, dar și sărbătoarea națională a ei românești, tradiționale. În fiecare an, aici la sala mehedințeană, s-a sărbătorit în mod oficial aceste sărbători care au adus multă, multă bucurie în sufletele tuturor, mai ales în rândul tinerilor, pentru că este sărbătoarea lor, este sărbătoarea dragostei, sărbătoarea sosirii verii, este o sărbătoare care e marcată în fiecare an prin expoziție, prin de costume populare, bineînțeles, pentru că este vorba de o sărbătoare tradițională, și prin spectacolele susținute, așa, în măsura posibilităților date fiind situația de anul acesta. Ne bucurăm de o prezență mare la sala mehedințeană. Văd mulți copii, multă lume îmbrăcată în costume și populare și purtând ia tradițională. Pe acordurile instrumentelor populare, aceste costume sunt vizitate pe rând și admirate de toți cei care intră astăzi în sala mehedințeană a Teatrului Teodor Costescu. Ne propunem, pentru că suntem după o perioadă când am stat undeva și am așteptat să scăpăm cu toții de o perioadă pe care nu ne-am dorit-o niciunii, urmează o vară frumoasă pe care ne-o dorim cât de cât plină de evenimente. Avem costume populare din colecția personală, o parte din aceste costume populare și lucruri tradiționale, și invităm pe toți cei care doresc să se întoarcă în timp, să vadă ce au făcut mâinile de bace ale înaintașilor noștri, să poposească aici și să viziteze această expoziție.